Bună dimineața și bine ai intrat alături de mine pe live. Încă nu am început să vorbești, să discut despre ce e vorba, să povestesc. În dimineața asta creez un mic dejun foarte bun pentru mine și automat și pentru voi. Un mic dejun extrem, extrem de sănătos, care vă ajută să funcționați foarte bine o bună perioadă de timp. Un mic dejun care conține tot ce avem nevoie pentru a duce o viață cât mai sănătoasă. Pentru cine mă cunoaște, în fiecare dimineață sunt aici pentru a prezenta micul dejun pe care eu îl mănânc și automat un mic dejun pe care îl puteți mânca și voi fără nicio problemă. Credeți-mă că este extrem de sănătos și extrem de gustos și este o alternativă la mâncarea sau la micul dejun pe care voi în general obișnuiați să o mâncați. După cum știți, pentru cei care nu mă cunosc, în fiecare seară sunt aici pentru a face cardio împreună cu voi, pentru că vrem să topim puțin din grăsimea pe care o avem pe suprafața corpului. Așa că în fiecare seară la ora 8:30 sunt din nou pe canal pentru a face cardio, da? Iar dimineața, bineînțeles, pentru a crea acest mic dejun care e extrem de bun. Nu sunt medic, dar sunt foarte pasionat vis-a-vis de mâncare sănătoasă și de nutriție. Sunt mai bine zis dedicat și îmi place foarte mult. Am citit foarte mult și m-am documentat în toate privințele. Așa că stați până la final dacă vrei și veți vedea că va ieși ceva super, super bun. Dați-mi follow dacă vrei și pe profilul de Instagram, profil pe care îl găsiți în descrierea contului TikTok. Pentru că în fiecare zi la story voi posta micul dejun pe care eu îl pregătesc o zi înainte, da? Așa că veți vedea tot timpul la story micul dejun pe care eu mi-l pregătesc și bineînțeles pe care aș vrea să vi-l pregătiți și voi, pentru că este extrem de bun și extrem de sănătos. Bună și bine ai venit pe live! Iar am deschis și un canal de YouTube. Bună dimineața, da, ninge, e nasol și la mine ninge, nu mai scăpăm de iarna asta, sper să fie ultima dată când mai vedem așa ceva. Nu-mi place frigul, nu-mi place nici soarea. Abia aștept să scap de ele, să ieșim afară la soare, la terase. Mulțumesc că spui chestia asta. Sper să stai alături de mine, bineînțeles, pentru că ai ceva de învățat de la mine. Sper, în cazul care nu vrei să copiezi 100%, poți măcar să te inspiri, cu siguranță vei avea ceva de învățat. Tot ce fac eu încerc să fac cât de mult posibil să fie gustos, să fie sănătos, să fie și foarte ieftin, pentru că nu-i așa, contează foarte mult și partea asta monetară. În live-ul de aseară de la cardio am avut un flux de 3400 de persoane, neașteptat de mult. Mă bucur foarte mult că intrați atât de mult și că vă uitați și că vă interesează. Bună dimineața! Din cauza asta am deschis și un cont, un canal de YouTube unde nu sunt foarte multe filmulețe. E bine într-un fel că nu scăpăm de iarnă, avem mai mult timp pentru modelarea corpului. Nu, avem mai mult timp pentru a ne păcări și a ne ascunde cu haine groase, cu geși și cu hanorace. Să știți că pentru unii dintre voi, sau pentru unele dintre voi, este un avantaj. Pregătesc ceva foarte bun dimineața asta. Bună dimineața și ție! Deci, mai dimineața și vouă, vă pregăti ceva super, super bun și super, super gustos. Deci iarna nu ne aduce beneficii, ne mai ajută să ne mai mărim puțin agonia, să ținem pe noi. Bună dimineața, să ținem pe noi haine groase și hanorace, să nu-i se vadă burtica și să ne păcălim pe noi. Credeți-mă, salut neața, frate, respect ce mai tare. Da, sunt bine, mă bucur că am spus chestia asta. În dimineața asta vom face la fel ca în diminețile trecute și așa cum ducem tradiția mai departe. Mic dejun care se conține tot ce avem noi nevoie pentru a funcționa ok, bună perioadă de timp. Fibre cu absorție lentă, vitamine, proteine, toate mineralele. Îți confiz mai eu, am înțeles. Toate mineralele de care noi avem nevoie. Ai mâncat ceva până acum? Bună dimineața! Eu, da, am mai mâncat toată pentru că m-am trezit de dimineață, dar acum voi mânca și împreună cu voi. Deci ar trebui să mâncați micul dejun, pentru că micul dejun e cea mai importantă masă a zilei.
Să nu cumva să săriți peste ea așa cum, da, mi-e bine, așa cum săriți poate în general, pentru că, credeți-mă, după o noapte întreagă în care corpul v-a folosit toate resursele, momentul ăsta, momentul de dimineață când îi dați micul dejun, veți funcționa ok. După o noapte întreagă, credeți-mă că nu mai aveți niciun fel de resursă în corp, așa că nu mai săriți pentru micul de, peste micul dejun, credeți-mă, mâncați și mâncați, nu mâncați la ora 12, nu fumați prima dată o țigară și beți o cafea cum vă treziți din pat, ar fi foarte bine să beți un pahar de apă și la maxim 20-30 de minute să mâncați ceva. Este cea mai importantă masă a zilei și vă ajută foarte mult o bună perioadă de timp a zilei. Așa că eu zic să încercați să schimbați puțin, da? Ce facem astăzi? Un mic dejun care este bazat pe foarte multe legume. Foarte multe legume pe care o să le preparăm sau să le gătim sub un fel de salată. Eu nu mănânc nimic, nu mai bag mâncare în gură, că mi s-a luat de viață. Faci ce vrei, este fix opțiunea ta. Dacă ți s-a luat de viață, eu nu pot să mă exprim. Eu vreau să vă fac să mâncați foarte ok. Cum vom folosi asta și despre ce e vorba? Vom folosi ingrediente roșii, castravete, ardei gras, ceapă, puțină lămâie, avocado, sare, piper, după cum știm, și puțin fistic. Fisticul face parte din categoria uleaginoaselor, conține uleiuri de care avem nevoie pentru a funcționa ok, ca bineînțeles ca și avocado. Avocado conține foarte, foarte multe grăsimi, din cauza asta vom folosi decât, mulțumesc că spui chestia asta, decât jumătate dintr-un avocado și va fi mai mult decât suficient, după care vom pune și două poșate, nu-i așa? Le vom pune astfel încât să nu le preparăm termic, să nu le preparăm în ulei, să nu facem ouăle cum le găteam noi tradițional, le vom face poșat astăzi și veți vedea că va funcționa foarte bun, foarte ok cu ce încercăm noi, încerc să prepar eu astăzi. Vom folosi și puțin ulei de măsline, pentru că noi așa, uleiul de măsline este cu o atingere suavă pe interior, iar untul ca niște spini, așa că încercați cât de mult posibil să nu mai folosiți unt, pentru că și untul este tot grăsime și să folosiți cât de mult ulei de măsline. Vom prăji și o felie de pâine, pentru că noi așa, pâine neagră din tărâță integrală, care conține fibrele de care am spus mai devreme, fibrele cu absorpție lentă. Avem nevoie de fibre cu absorpție lentă pentru că în felul acesta, dacă mâncăm dimineața, bună dimineața, o bună perioadă de timp, nu ne mai vine foame. Da? Bun. Ca și cantități, micul dejun nu trebuie să depășească, eu folosesc puțin de ulei de cocos când gătesc. Exact, uleiul de cocos schimbă foarte mult gustul mâncării și eu folosesc ulei de cocos, însă în special când gătesc orez, pentru că orezul, da, îmi place să aibă un gust de cocos, dar așa nu pot să pun ulei de cocos în orice, pentru că automat toată mâncarea va avea gust de cocos. Dacă mă fac nutriționist, nu asta e idealul meu, idealul meu este să mă inspir vouă, să duceți o viață sănătoasă și să mâncați cât de mult posibil sănătos, pentru că este foarte simplu și foarte, foarte ușor. E mult mai ușor decât să fumați o țigară, să beți o cafea dimineața, poate, sau este mult mai ușor decât dacă ai face micul tău dejun convențional, foarte, foarte simplu, numai că trebuie să citim puțin, să ne documentăm și nu e așa. Credeți-mă că după ce veți începe să mâncați sănătos cât de mult posibil, veți avea și rezultate. Îți mulțumesc pentru cadourile live, îți mulțumesc din suflet, cred că mă apreciezi cu siguranță. În fiecare zi ai ceva de învățat de la mine și în fiecare seară și bineînțeles din cauza asta am deschis și un canal de YouTube, aș dori să-mi dați acolo subscribe, să fim cât mai mulți deocamdată, câteodată nu, deocamdată nu sunt foarte multe filmulețe, dar trebuie să facem foarte mulți subscriber, minim 1000 pentru a începe. Oare ce să păfzi, înseamnă am vomitat și nu prea am poftă de mâncare. Dacă ai vomitat și nu prea ai poftă de mâncare, înseamnă că ai o afecțiune sau ceva, ți se întâmplă. Întâi vezi din ce cauză ți-a fost rău, după care vei vedea dacă poți să mănânci ceva, da? Micul dejun, după cum știi, nu trebuie să depășească, în general, 300 de grame și nu e așa, 500-550 de calorii. Dacă vi se pare că e prea mult, credeți-mă, nu e prea mult, pentru că micul dejun e cea mai importantă masă a zilei și trebuie să fie foarte puternic calorică. Să aibă cât mai multe calorii, da? Așa că,
eu voi folosi momentul ăsta 30 de grame de roșii, de roșii cherry. Din ce cauză folosesc aceste roșii cherry? Pentru că în momentul ăsta legumele și roșiile, în mod special, nu prea au gust pe tarabe, însă acestea roșii, acestea cherry, au un gust nemaipomenit. Și ar fi foarte bine să folosiți, bună dimineața, să folosiți și voi un cântar în momentul în care vă gătiți mâncarea, pentru că dacă vreți să aveți un rezultat vizibil, trebuie neapărat să vă cântăriți alimentele. Nu puteți să mâncați după ochi, credeți-mă. Așa că ar fi foarte bine să vă folosiți un cântar, da? Deci v-am spus, 30 de grame de roșii cherry, în momentul ăsta încerc să le toc. Nu trebuie tocate foarte, foarte mărunt. Cât de cât împărțite, eu știu, în 6 ar fi foarte ok. Oricum, roșiile cherry sunt foarte micuțe, așa că nu puteți să le tocați foarte, foarte bine. După care voi folosi 30 de grame de alcool. Și spun acolo, parcă olpo, așa se face când apa se aduce la fierbere. Exact, da. Olpoșat, așa se face. Olpoșat se face în apă fiartă, în apă fiartă la care se adaugă oțet. Din ce cauză se adaugă oțet? Pentru ca oul să nu se destrame, da? Să fie cât mai mult posibil legat. Pentru că din cauza apei care fierbe, e posibil să se destramă, să se facă gen ca atunci când îl pui la ciorbă sau eu mai știu unde. Cu plăcere. Deci puneți o lingură de oțet în apa în care faceți oul poșat. Din ce cauză facem poșat? Pentru că încercăm cât de mult posibil să nu mai preparăm o lingură. Să nu mai preparăm în ulei și în grăsime, așa cum facem noi în general ouăle ochi. Da? Și tot timpul, în momentul în care puneți oul, îl pui, da, îl spargi direct acolo, așa este, după care mesteci așa cu o lingură ușor în jurul lui, ca și când s-ar face un vârtej în oală, da? Pentru că dacă se duce la fund și se prinde de fund, e posibil din nou să aveți probleme, așa că trebuie tot timpul să-l agitați. Aseară, după cum am spus, am fost foarte mulți. Mă bucur că ați fost alături de mine aseară, mi-ar plăcea să veniți, să intrați și în seara asta alături de mine și să-mi dați follow și pe profilul de Instagram, profil pe care găsiți acolo în descrierea contului de TikTok. Dacă aveți nevoie de fel și fel de răspunsuri, eu nu vă pot răspunde în momentul ăsta aici, poate că nu sunt atent sau că nu văd, vă pot răspunde în privat, dați-mi mesaj în privat și cu cea mai mare plăcere vă voi răspunde. Iar dacă vreți să faceți o schimbare în viața voastră, să slăbiți sau să vă îngrășați, sau să puneți masă musculară sau mai știu eu ce schimbare vreți să faceți din punct de vedere fizic, nu ezitați să mă contactați, credeți-mă că vă pot ajuta în toate privințele. Nu există om care să nu slăbească și nu există om care să spună că nu pot. Cei care spun că nu pot înseamnă că spun că nu vor, că le este foarte greu, că le este lene. Dar nu mai există nimeni să nu poată slăbi. Așa că dacă vreți, contactați-mă, vă explic în privat mult mai multe chestii vis-a-vis de treaba asta și dacă vreți, poate începem și o colaborare. Credeți-mă că mai e destul timp până la vară, haideți să ne luăm etalon vara, pentru că vara stăm foarte mult timp în haine subțiri și ar fi nasol să nu vi se vadă și vouă corpul vostru așa cum ar trebui și ar fi bine să nu mai ascundeți după fel și fel de bluze și de tricouri largi și eu mai știu cu ce, da? Așa că haideți să ne luăm ca etalon vara, să ne apucăm să facem ceva, pentru că mai avem destul timp, credeți-mă, sincer, și eu vreau să vesc, dar sunt foarte pofticioasă și dacă ești foarte pofticioasă, crede-mă că poți slăbi, putem scoate foarte multe lucruri din alimentația ta care nu-ți fac bine, însă putem și adăuga foarte multe lucruri care îți fac bine și care îți pot înlocui acele pofte de dulciuri. Așa, prăjelile și dulciurile trebuie scoase din alimentație, dar treptat. Din cauza asta trebuie să urmezi un program foarte, foarte bine stabilit, astfel încât să ai o alimentație echilibrată și crede-mă că la un moment dat nu vei mai vrea tu să mănânci. Dar mi-e greu. Nu ți-e greu. Înseamnă că ți-e lene. Asta este ideea. Ai văzut tu vreun campion vreodată care să câștige, să fie pe primul loc, însă tot timpul i-a fost lene să se antreneze? Nu. Campionii tot timpul se antrenează. Așa vreau să fiți și voi.
să vă antrenați tot timpul, pentru că numai așa puteți ajunge pe primul loc. Iar chestia asta că eu nu pot, înseamnă că eu nu vreau, înseamnă că eu nu sunt determinat să pot să fac chestia asta, da? Deci nu mai stați, nu mai găsiți scuze. Ia încercați de acum încolo, dacă la toate scuzele pe care le cunoașteți, să găsiți și alternativă, da? Dacă spui că nu pot, să zici după aia că pot, da? Dacă zici că eu astăzi mă doare ceva, ia să te gândești că dacă te doare ceva, poate că te doare pentru fapt, prin prisma faptului că nu faci nimic și că mușchii tăi s-au atrofiat. Așa că, credeți-mă că pot face din voi niște lucruri și putem scoate un trup la care poate nici măcar nu v-ați gândit în momentul ăsta. Trebuie decât să munciți puțin, atâta tot. Și bineînțeles să aveți o determinare, să vă propuneți o schimbare în viața voastră, o schimbare pe care nu ați avut-o până acum, pentru că, credeți-mă, veți avea o schimbare foarte, foarte mare, după care va opri lumea pe stradă și va întreba, vă va cere sfaturi și va zice, vai, dar ce bine arăți, ce ți s-a întâmplat de te-ai schimbat atât de bine, dă-mi și mie un sfat, că aș vrea și eu să fiu ca tine. Și atunci îi se va umple sufletul de mândrie. Deci nu există că eu nu pot, nu există, există numai eu nu vreau. Toată lumea poate să slăbească, toată lumea poate să se îngrașe, toată lumea poate pune masă musculară, toată lumea poate face o schimbare corpului său, dar numai dacă vrea, că dacă vă nu vreți, automat nu vrea nimeni în locul vostru. Înțelegeți? Și plus de asta sunteți și feriți de foarte multe boli, de foarte multe afecțiuni. Cam câtă pâine e indicat să mănânce un om? Cam un om e indicat să nu mănânce pâine deloc. Pâinea a fost făcută de-a lungul timpului pentru a completa mâncarea, pentru că oamenii erau foarte săraci și nu aveau carne la discreție bună dimineața și prin chestia asta, prin pâine și completau mesele, se săturau. Însă noi nu mai trăim acum sute de ani, acum avem la discreție absolut orice. Deci pâinea este foarte bine să nu o consumi absolut deloc. Caută-mă pe Instagram, dă mesaj în privat, îți pot explica mai în detaliu cum funcționează toate. Bună dimineața! Și dacă vrei, ți-am spus, putem începe și o colaborare și poți avea corpul pe care tu poate încă nu l-ai visat sau l-ai visat. Dimineața doar se mănâncă pâine neagră sau de secară. Se mănâncă numai dacă vrei, însă nicio alimentație nu este indicată pâinea. Decât să mănânci o bucată de pâine, mai bine mai mănânci o bucată de carne în plus, crede-mă. Și îți face mult mai bine. Deci pâinea a fost făcută de-a lungul istoriei, pentru că oamenii nu aveau cu ce să-și completeze mesele. Și așa completau cu pâine. Iar așa s-a împământenit după aia să folosim pâine. Dar pâinea nu e. Dacă vrei, corpul are nevoie și de pâine, nu pâine. Nu pâinea îngrașă, ba da, știi în ce cauză îngrașă pâinea? Pentru că pâinea conține carbohidrați complexi. Ce face pâinea? Carbohidrații aceștia complexi își măresc volumul de până la 3 sau 4 ori. Și pe lângă faptul că își măresc volumul de până la 3 sau 4 ori, absorb foarte multă grăsime. Iar ei ce fac când absorb grăsime? Se transformă în grăsime. Ce se întâmplă când se transformă în grăsime? Se depun pe burtă sau pe locurile cel mai apropiate de stomac, ca să înțelegi cum funcționează și în ce cauză nu trebuie mâncată pâinea. În general, produsele de panificație, cum de fapt este și pâinea, conțin carbohidrați de care noi nu avem nevoie. O felie toată ziua, nu este vorba că nu-ți face rău. Tot timpul noi trebuie să spunem că un pic nu ne face rău, dar un pic de aici, cu un pic de acolo, cu un pic de acolo și cu un pic de acolo, până la finalul zilei se face atât. Iar crede-mă că dacă stai să le adun pe toate, adunate și coroborate, la finalul zilei sunt foarte, foarte multe alimente care ne fac rău și pe care nu ar trebui să le mâncăm. Dacă cumva te-am dezamăgit, chiar îmi pare rău și îmi cer scuze, numai că nu e chiar așa. Nu trebuie să gândim că lasă că e puțin și nu ne face rău, nu. Trebuie să ne gândim că ori avem voie să mâncăm, ori nu avem voie să mâncăm. Păi de asta calculezi ce mănânci și cântărești. Păi de asta calculezi ce mănânci și cântărești. Dar ținând cont că mănânci și alimente câteodată cumpărate din oraș și nu știi ce conțin, crede-mă că la finalul zilei îți vor dăuna. Deci, din punctul meu de vedere, eu vă propun
este indicat să scot pâinea din meniul unui copil de 10 ani. Copiii de 10 ani au o ardere foarte, 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 foarte puternică. Copiii de 10 ani sunt în dezvoltare. Ei au nevoie în momentul ăsta de alimente pentru a se dezvolta celulele și automat pentru a crește. Copiilor nu este indicat să le scoți acest aliment. Copiilor este indicat să le scoți dulcele din alimentație, nu pâinea. Pentru că copiii au nevoie în dezvoltarea lor de așa ceva. În momentul în care un copil este grăsuț și trebuie să tragi un semn de alarm, în momentul în care are în jur de 14-15 ani, nu la 10 ani, dar încearcă cât de mult posibil să-i scoți din alimentație dulciurile, pentru că dulciurile îl îngrașe și nu pâinea. Asta este strict pentru copii, da? Nu pâinea, și bănuiesc că nu-i dai pâine în exces. Copilul are nevoie de foarte mulți nutrienți. Corpul nostru în momentul ăsta nu mai are nevoie de ei, pentru că noi deja înaintăm în vârstă și metabolismul nostru încetinește, dar copiii au un metabolism foarte alert. Ei ard, în continuu ard, pentru că corpul lor este într-o continuă dezvoltare și din cauza asta ard. Păi are 10 ani, dar 38 de kg. Bănuiesc că ce este, fată sau băiețel? Bună dimineața! Chiar dacă are 38 de kg, trage un semnal de alarmă în momentul, sau mai bine cotoane de pâine prăjită. În general, încă o dată, nu e bine deloc să mâncați pâine, dacă voi vreți să mâncați și aveți poftă, până la urmă nu vă reține nimeni, fată. Trage un semnal de alarmă în momentul în care ți-am zis, vor mai trece câțiva ani când va fi gen prin clasa a 8-a, deci pe la vreo 14 ani. Din momentul ăla, într-adevăr, veți vedea seama dacă este o problemă sau nu și dacă va trebui să lucrezi la alimentație, la nutriție, să o duci la un sport. Ar fi bine să o duci de acum la un sport, să se învețe cu sportul, dacă nu, cum va face, pentru că o va ajuta foarte mult la dezvoltarea ei fizică. Bună dimineața, bine ați venit pe live! Așa că încearcă cât de mult posibil să o pui să facă sport. Nu trebuie să tragi niciun semnal de alarmă în momentul ăsta, pentru că este copil și încă o dată corpul copilului lucrează altfel față de al nostru, iar e posibil ca la 14 ani să se deșire, cum se zice în termeni populari, și să ajungă să aibă 1,80 m și să aibă 50 de kilograme. Nu vrea să fac sport chiar dacă eu fac. Nu vrea ea să facă sport? Încearcă să-i induci chestia asta. Fă-i cu ea, dansează. Încearcă să îi placă chestia asta, încearcă să o păcălești printr-un dans și mai știu eu ce. Pe ce pui Avogado astăzi? Astăzi voi face, după cum am spus, o salată din roșii, cherry, castravete, ardei gras, ceapă roșii și Avogado, la care adaug zeamă de lămâie plus puțin ulei de măsline, după care o amestec foarte, 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 foarte bine. Veți vedea că arată demențial ca și coroiște. Cu cea mai mare plăcere. Deci căutați-mă și pe Instagram, căutați-mi mesaj în privat. Credeți-mă că pot să vă ajut cu foarte, foarte multe chestii pe care poate nu le știți, sau dacă le știți, nu știți cum să le puneți în practică. Și dacă doriți ceva mult mai complex pentru voi și pentru persoana din jurul vostru, poate începem și o colaborare. Bună dimineața! După care, după ce am făcut acest amestec, folosesc 10 grame de după cum am spus mai devreme, de fistic. Din ce cauză folosesc decât 10 grame? Mulțumesc că spui chestia asta. Folosesc 10 grame pentru că fisticul face parte din categoria oleaginoaselor, adică a grăsimilor, și conțin foarte, foarte multe grăsimi. Așa că trebuie să folosim cât de o cantitate moderată. Noi trebuie să punem, să mâncăm în continuu, pentru că 100 de grame de fistic conțin 613 calorii. Ca să înțelegeți cât de puternic are, și 100 de grame de fistic înseamnă așa, o mânuță de fistic. Iar micul nostru dejun trebuie să conțină 550 de calorii maxim cu toate ingredientele pe care le conțin, da? Așa că voi desface 10 grame de fistic pe care le voi și cântări. V-am arătat cântarul meu pe care l-am, cântar pe care ar trebui să-l aveți și voi, să nu vă lipsească din casă, pentru că dacă faceți mâncarea după ochi, nu veți avea rezultate niciodată. O faceți după ochi dacă nu aveți niciun fel de pretenție asupra corpului vostru și vreți să mâncați pur și simplu să mâncați. Noi mâncăm să arătăm și bine, să ducem și o viață sănătoasă. Eu împreună cu categoria de persoane din care fac parte, și mi-ar plăcea să faceți și voi parte din această categorie.
Așa că nu trebuie să mâncăm, să trăim, să mâncăm. Nu. Mâncăm ca să trăim și să trăim chiar foarte bine, să părem mult mai tineri față de vârsta pe care o avem, pentru că ăsta este idealul, să încercăm să ne menținem tineri, chiar dacă suntem la o vârstă mai înaintată, da? Credeți-mă că două persoane de aceeași vârstă, dacă una are cu 10 kg mai mult sau cu 20 kg mai mult decât cealaltă, pare cu 10 ani mai bătrână și ei au aceeași vârstă, da? Ia să puneți două fete de 35 de ani, una care are 51 de kg și una care are 65 de kg, să vedeți cât de rău arată cealaltă. Ia să vedeți, numai să vedeți, vi se pare că are cu 10-15 ani minim mai mult decât cealaltă. Nu contează tratamentele pe care le faceți, nu contează, astea sunt bani cheltuiți inutil. Cheltuiți bani, încercați să cheltuiți și bani, să băgați bani în alimentație, nu numai în tratamente, pentru că dacă aveți o alimentație serioasă și frumoasă și un plan frumos și de antrenament, credeți-mă că vă va sclipi pielea de 10 ori mai frumos decât dacă vă duceți la toate saloanele din lumea asta, unde vă costă o căruță de bani, da? Din cauza asta nu vreau să mă cheltuiți banii pe lucruri, ăștia sunt lucruri inutile în momentul ăsta. De ce să te duci la salon să cheltui bani pe întreținerea corporală când tu ai cu 15 kg mai mult decât ar trebui să ai? Oamenii de la salon, logică, îți ia banii, pentru că ăsta este rolul lor, să-ți ia banii. O să spună, vai, dar ce bine arăți, dar ești fix bombă. E logic să spună chestia asta, pentru că ei vor să-ți ia banii. Însă, în sinea lor, ei știu că, de fapt, ce faci tu acolo este fix inutil. Fix inutil, așa că mai bine ați pune mâna și ați munci puțin și v-ați lucra puțin corpul. Nuca de cocos ce-ți spune? Nuca de cocos... La ce te referi? La uleiul din nucă de cocos sau ce? Și nucă de cocos tot un ulei este, da? După cum știm. Cu cremă din nucă de cocos sau cu ulei din nucă de cocos folosesc femeile, dacă nu mă înșel, pentru vergeturi. Nu așa? Dar trebuie să folosiți acest ulei în cazul în care aveți ciu crudă. N-am mâncat decât o singură dată în viața mea nucă de cocos crudă. Nu înțeleg de ce ai mâncat nucă de cocos crudă. Pentru că ți-am spus, conține foarte, foarte, foarte multe grăsimi. Extrem de multe grăsimi. De-aia se face și ulei din nucă de cocos. De-aia se face cremă din nucă de cocos. Pentru că este extrem de... Bună dimineața, Sandra, și bine ai venit pe live. Pentru că este extrem de grasă. Este foarte sănătos. La ce te referi este foarte sănătos? Că nu-mi dau seama, nu am fost atent, v-am spus, e posibil să nu fiu atent la întrebările voastre. Deci am cântărit 10 grame de fistic pe care îl voi adăuga în salata pe care am făcut-o. Eu iau zilnic, copiii o adoră, îi desface greu. Păi eram sigur că spui asta. Tu bănuiesc că știi deja răspunsul întrebărilor mele, întrebărilor tale. Atât timp cât eu sunt contra grăsimilor și contra zahărului și nu aș vrea ca să folosiți zahăr, pentru că zahărul e cel mai mare dușman al vostru și în afară de faptul că vă aduce numai lucruri nocive și vă face numai rău și vă face să arătați foarte, foarte urât, lucru bun nu vă aduce absolut deloc zahărul. Și atât timp cât sunt împotriva grăsimilor, automat, bună din nou, spun că nuca de cocos conține grăsime. Deci din ce cauză ai vrea să mănânci gen grăsime pe pâine? Ca și când ai mânca unt gol. De ce să mănânci unt gol? Cu ce te ajută să mănânci untul ăsta gol? Am făcut amestecul. Uitați cum arată demențial. Arată foarte, foarte, foarte bine. Veți vedea și cum îl voi prepara. Da, exact. Sandra, ciocolata nu e bună. Bună dimineața, bine ai venit pe live. Am să fierb acum apa pentru că vreau să fac și bouăle poșate. După care voi pe o placă din asta, pe un grill, voi folosi o felie de pâine, să zicem, dar nu e pâine din tărâță integrală, nu face parte din făină, conține pe carbohidrați simpli și nu complexi, da? Să înțelegeți din ce cauză folosesc această tărâță integrală neagră și încercați să mâncați și voi pâine sau să vă preparați de panificație, dar din tărâță integrală și cât de mult posibil nepreparate foarte, 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 foarte mult, care se conțin carbohidrați pe care, de care noi avem nevoie, da?
Ținând cont că astăzi nu voi face fulgi cu ceva sau tărâță de ce, cu ceva, voi folosi un aliment care este preparat din aceste ingrediente, da? Voi fierbe apa pentru că v-am spus, voi folosi și un nou poșat, veți vedea imediat cum arată, va arăta foarte, foarte gustul. Bună dimineața, te urmăresc și eu, mă bucur că spui chestia asta, v-am spus să puneți o linguriță de oțet în oala în care creați, faceți oul poșat pentru a nu se destrăma în momentul în care voi îl faceți așa vârtej, da? Că nu se prinde de fund. Dați-mi follow și pe Instagram, credeți-mă că avem ceva de învățat unii de la alții, bineînțeles, eu de la voi și automat voi de la mine. Încerc să fim foarte mulți și acolo, așa cum suntem și aici și v-am spus, voi da și eu follow back, chiar dacă aveți nevoie de ajutor, vi-l ofer cu cea mai mare plăcere, scrieți un mesaj în privat, acolo avem mult mai mult timp de a discuta și de a vorbi și cu siguranță putem porta un alt fel de dialog acolo, pentru că avem mult mai mult timp decât aici. Plus de asta, v-am spus că am deschis și un canal de YouTube, am nevoie mai mult noi de tine. Mă bucur, am deschis și un canal de YouTube, nu sunt foarte filmulețe, dar aș dori ca să fac minim 1000 de subscriber ca să pot să continui așa cum mi-am propus pe acel canal de YouTube din aprilie. L-am deschis de acum pentru a reuși să am un flux de persoane pe el, după care spune-mi, te rog, și pare despre pulberea de ovăz verde. Pulberea de ovăz, că e el verde sau că e uscat, până la urmă tot ovăz e. Are aceleași proprietăți, carbohidrați, de care noi avem nevoie, carbohidrați simpli. Așa că de uscat sau de verde, cu ce? Asta face parte de undeva, de orez. Și orezul la fel bănuiesc. Orez tot un carbohidrat, este că e verde sau că este uscat. Am mai auzit chestii de ăștia pe la Herbalife, am câteva cunoștințe pe acolo și mi-au spus fel și fel de denumiri, de mi s-a învârtit creierul așa. Toate fac același lucru, că sunt ei în starea naturală sau că sunt deshidratate, fac fix același lucru, așa că încercați să le mâncați ori așa, dar încercați să le mâncați, da? Nu mai căutați pomfleuri și toate nebunile de alimente. Orez, da, am înțeles, da. Da, cred că sunt Herbalife. Bună, exact. Eu încerc să gătesc alimente simple, din ingrediente simple, nu complicate, ingrediente pe care poate voi le aveți chiar în casă și nu le-ați folosit până acum. Nu încerc să vă aduc în alimentație cine știe ce feluri de alimente, să nu înțelegeți nimic din ele, nu. Haideți să mâncăm cu alimentele pe care noi le avem în jurul nostru, pe care le găsim tot timpul în jurul nostru, pentru că, credeți-mă, sunt foarte, foarte bune și e posibil să vă aducă un avantaj foarte, foarte, foarte mare, da? Deci o alimentație sănătoasă, corborată cu un plan de antrenament foarte bun, vă va aduce niște schimbări. Nici eu n-am fost nici încercat, totul cât mai natural. Deci ambele vă vor aduce niște schimbări la care voi poate în momentul ăsta nici măcar nu v-ați gândit, da? Din cauza asta vreau să înțelegeți că trebuie să mâncăm cât de mult posibil natural pentru a crea schimbările de care noi avem nevoie. Nu mai bagi mai neodată acum ies bicicleta. Wow, mă bucur că spui chestia asta. Asta voiam să aud de la voi. Vreau să vă fac să vă ambiționați. Să vă ambiționați să nu mai stați degeaba. Pentru că cu cât stați mai mult, cu atât se va acutiza problema voastră, problemele pe care voi le aveți. Nu mai stați degeaba și luați atitudine și începeți să faceți sport și să mâncați, da? Așa că ar fi foarte bine să începeți chiar de acum să faceți sport, nu de mâine, nu de luni, nu de nu mai știu eu când, să începeți de astăzi, cu cât începeți de mai repede, cu atât rezultatele vor veni mai repede, așa că din cauza asta aș vrea să începeți chiar de acum, da? Salut Cute Pie! Foarte frumos, n-am mai auzit până acum apelativul ăsta, este prima dată. Bună dimineața și ție, bună dimineața și bine ați venit alături de mine. V-am spus din ce cauză folosesc eu această pâine, dacă pot numi pâine din tărâță.
peste care pun un praf de usturoi, praf de usturoi pe care le găsiți, credeți-mă, oriunde, pentru că mâncarea mea are și un gust foarte, foarte bun, sau măcar încerc cât de mult posibil să aibă un gust extrem de bun sau asemănător cu gustul pe care îl găsiți la mâncarea alternativă, da? Deci vreau să țin să vă mulțumesc pentru celor care mi-ați dat cadouri live, vă apreciez din tot sufletul, dacă nu va mai mare așa față de voi, cu siguranță o voi face, pentru că nu vreau să rămân dator în fața voastră, așa cum voi sunteți să mă recompensați cu aceste cadouri live, automat și eu vreau să vă recompensez pe voi cu anumite informații care poate pentru unii ar fi contracost, pentru voi nu e așa, vor fi pe gratis. Așa că nu ezitați să-mi dați follow pe Instagram, voi da și eu follow back. Mi-am luat lipie din aceea de crahan cu semințe, este super bună. Da, vă voi da și eu follow back, încercăm să mărim comunitatea acolo cum o mărim și aici, da? Așa că te duci la masaj de relaxare. Dacă îmi place mie să mă duc, mulțumesc pentru cadouri live, te apreciez, mă bucur că înțelegi ce se întâmplă aici și cu siguranță ai luat și tu ca și exemplu. Am fost la masaje de relaxare, acum nu am mai fost într-adevăr de ceva timp, dar da, am fost și la masaje de relaxare. Îmi place. Fac o ole acum, o ole poșată de care am zis mai devreme, o ole care sunt gata, s-au făcut. Ouăle poșate se fac foarte, 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 foarte repede și nu avem nevoie de, după cum am spus, de niciun fel de grăsime sau de ulei pentru a le crea. Bun, voi începe să și montez, să vedeți cât de simplu arată și ce coloristică frumoasă are. Are o coloristică extrem, extrem de frumoasă și este foarte bun și la gust, da? Deci dacă vreți, pot să vă ajut în orice privință, oricum, dacă doriți anumite informații pe care până acum nu le-ați avut, nu ezitați să mă contactați pe Instagram, da, în privat, iar eu vă voi răspunde la toate întrebările la care voi doriți să aveți răspunsuri, așa că nu ezitați. Deja sunt multe persoane care au început să colaboreze cu mine, tocmai din cauza asta vă voi arăta și rezultatele lor în momentul în care vor veni și mi-aș dori ca să intre și persoanele cu care eu lucrez acum pe live sau de seară sau când fiecare zi când intru eu pentru a ne spune și nouă dacă au avut rezultatele scontate de ei, rezultatele pe care ei și le-au dorit, da? Bună! Fac un mic dejun extrem de sănătos și extrem de gustos, care să vă ajute pentru o bună, bună perioadă de timp, da? Ce pregătești? Mic dejun, Sandra, micul dejun pe care știi că îl fac în fiecare dimineață, pentru că tu ești una dintre persoanele extrem de interesate care intră alături de mine în fiecare dimineață, una dintre persoanele, dintre prietenii mai vechi, după câte se văd aici, sunt foarte mulți prieteni de ai mei vechi, sunt și mai noi, dar și mai vechi, care intră și înțeleg cum funcționează acest angrenaj, da? Al alimentației sănătoase, da? După care a unei vieți. Normal că sunt, mă bucur, înseamnă că te interesează și pe tine extrem de mult ce se întâmplă aici și ce încerc eu să vă arăt în fiecare zi. Spor la treaba, acolo a gătit. Mulțumesc, la fel ar trebui să faci și tu ce fac eu și să gătești și tu așa cum eu am gătit astăzi, da? Deci veți vedea cum arată extrem de bine după ce le voi monta. 500 de calorii, dar caloriile acelea bune de care noi avem nevoie. 250-300 de grame ca și cantitate, mai mult decât eu mănânc sănătos cu mama. Foarte bine că mănânc sănătos cu mama, dacă mama gătește sănătos, mă bucur din tot sufletul și bio, foarte frumos că mănânc și bio. Și ce credeți deasupra, ce voi pune? Să gătești cu multă dragoste, nu cu multă dragoste, să fii pasionat. Voi pune puțin busuioc deasupra, credeți-mă că gustul de busuioc este extrem de bun și două savoare foarte bună mâncării. Bun, am terminat și de montat
O secundă să schimb camera, să vă arăt și vouă cum arată. Credeți-vă că va arăta extrem, extrem de bine. Cred că se vede aici, da? O secundă. Să facem și o tăietură frumos deasupra oului, pentru că nu e așa. Gata. Ar fi bun un bootcamp să ieșim. Un bootcamp. Gata, am terminat micul dejun de astăzi. Voi vedea, voi arăta imediat cum arată. Ia uitați cum arată și credeți-mă că este extrem de bun și extrem, extrem, extrem de sănătos. Conține tot ce avem nevoie pentru a funcționa bună. Ar fi bine câteva ore, o bună perioadă de timp, dacă sunt lături. Așa cum ai spus tu, nu e nicio problemă, te vom bloca, nu avem nevoie de tine, da?